Astăzi, eu sunt sigur că fiecare cetățean din Republica Moldova trebuie să cunoască 10 motive pentru care actuală guvernare trebuie să plece și să fie organizate, iarăși repet, alegeri parlamentare anticipate. Primul motiv. Reforma justiției, un eșec total pentru guvernarea PAS. Această guvernare a fost votată să reformeze justiția și să aducă echitatea socială în toată țara și pentru fiecare cetățean, așa cum s-a promis. A eșuat complet reforma lor de justiție și justiția nu că nu a fost reformată. Dimpotrivă, ea astăzi se află într-un haos complet. Corupția înflorește și schemele toate, începând cu contrabanda, terminând cu cele făcute prin birourile ministerilor și agențiilor de stat, ele toate au fost, cum am spus, preluate și înflorite de această guvernare. Punctul numărul 2. Fiecare cetățean din Republica Moldova sunt sigur că este de acord că creșteri record la prețuri și tarife au omorât țara și în paralel avem zero suport social din partea acestei guvernări. Ei au furat din buzunarele absolut tuturor cetățenilor prin diferite scheme și nu contează că au fost acele care au fost legate de gaz sau alte resurse energetice. Niciodată cetățenii nu au fost nevoiți să suporte asemenea creșteri de tarife și prețuri, ca pe vremea guvernării PAS și a vremurilor bune. Numai că vremurile bune putem să le spunem doar în ghilimele. Punctul numărul 3. Astăzi, pas cu pas, pre-dezastru și sărăcie. Au promis că oamenii vor trăi mai bine și, de fapt, oamenii au ajuns să trăiască cea mai cumplită sărăcie în istoria Republicii Moldova ca stat independent. Ei au promovat cea mai mare inflație în ultimii 20 de ani și au înregistrat un număr record de moldoveni care au decis să părăsească țara și anume în timpul guvernării PAS. Punctul numărul 4. Umilirea pensionarilor. Au furat pensionarii prin indexarea pensiilor mult sub nivelul inflației și au lăsat fără nicio protecție socială în timp ca prețurile și tarifele au explodat. Punctul numărul 5. PAS a majorat salariile demnitarilor iarăși și au lăsat pe bugetari să trăiască în sărăcie. În timp ce salariile la toți bugetarii din Republica Moldova sunt majorate doar cu câteva procente, demnitarii și-au majorat de câteva ori salariile proprii. Așa a înțeles PAS să aducă echitatea socială la noi în țară. Punctul numărul 6. Politizarea instituțiilor de drept. Ei au reușit să-și subordoneze instituțiile de drept și să le captureze într-un mod care l-ar face astăzi invidios, chiar și pe cetățeanul Plahotniuc. Independența justiției este redusă la zero. Au fost votate legi, o mulțime de legi antidemocratice, doar pentru a putea fi numiți la conducerea instituțiilor de drept oamenii care servesc interesele politice doar a partidului PAS. Punctul numărul 7. Ei au compromis mass-media și libertatea de exprimare. Au redus la tăcere majoritatea instituțiilor media care erau critice la adresa guvernării. Au creat un stat polițienesc, milițian, spuneți-i cum doriți dumneavoastră, ca oricine astăzi care îndrăznește să critice PAS, poate fi persecutat și au transformat societatea civilă în agenți politici folosiți doar pentru a impune cenzura și a limita libertatea de exprimare. Punctul numărul 8. Ei au promis funcționari profesioniști, dar au compromis absolut toate concursurile de angajare în funcție.
Astăzi nepotismul, cumătrismul, nu că au înflorit, dar putem să, să spunem că au atins cel mai mare record iarăși în istoria de când Republica Moldova există ca stat independent. Astăzi toate funcțiile importante au fost date doar, știți foarte bine, unor nepoate, verișoare, unor activiști politici care sunt absolut incompetenți, unor oameni corupți, dar societatea a asistat doar la multiple scandaluri legate de toate eșecurile în organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice. Astăzi, tot ce se spune și se declară despre integritatea PAS, integritatea PAS este doar un slogan electoral populist. PAS astăzi doar beneficiază de finanțări ilegale din exterior. Ei au promis să facă curățenie în modul în care sunt finanțate partidele, dar în realitate ei au creat un sistem corupt de finanțare a PAS, inclusiv folosind diferite ONG-uri. Acestea ONG-uri, știți foarte bine cum sunt plătite. Și în general, astăzi pot vă spun că în țară sunt plătiți foarte bine doar oamenii care astăzi lucrează pentru PAS. Noi astăzi putem să vorbim mai multe despre ei. Eu cred că n-ar fi doar 10 puncte, ar fi mult mai multe. Dar astăzi, eu cred că punctul 10, punctul care ar fi unul, ar trebui să fie cel mai important într-un stat democratic, într-un stat de drept, este anume că PAS refuză să asculte vocea poporului. Astăzi, peste 70% din populația Republicii Moldova doresc alegeri parlamentare anticipate. În timp ce guvernarea, în loc să ia în considerare nemulțumirea oamenilor, astăzi ei plătesc sondaje, majoritatea căror sunt falsificate, doar pentru a manipula societatea și arăta că lucrurile merg în țară, nu că bine, dar unele merg chiar foarte bine. De toate aceste eșecuri despre care am vorbit astăzi, sunt responsabili și PAS și Maia Sandu. Deoarece, cum am spus, complicitatea dumneiei și susținerea ei este demonstrată la toate schemele ilegale care ne-au adus la faptul că Republica Moldova să fie astăzi un stat complet ieșuat și aproape de faliment.